Putin declanșează de război pe față șefilor spionajului occidental. Rusia acuză direct serviciile secrete din Statele Unite, Marea Britanie și Ucraina pentru atacul terorist de la Mol. Credem că sunt implicați în acest lucru, spun apropiați ai lui Vladimir Putin. Foarte interesant ceea ce se întâmplă și în Republica Moldova, acolo unde au primit permisiunea de a candida reprezentanții partidului oligarhului rus Ilan Șor, cel care a fost interzis în Republica Moldova. Cum va schimba această decizie a Curții Constituționale jocul politic în Republica Moldova? Vom încerca să vedem la această oră. Le mulțumesc invitațiilor mei. Mi se alătură doamna Ana Guțu, este fost parlamentar în Republica Moldova. Bună ziua, doamna Guțu, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua! Îi mulțumesc domnului general Virgil Bărăceanu, e președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bună ziua, domnule general, vă mulțumesc! Bună ziua, cu plăcere! Cu permisiunea dumneavoastră, domnule general, aș începe cu această furie dezlănțuită pe care oamenii lui Putin o arată față de serviciile de spionaj occidentale. Arată cu degetul asupra Statelor Unite, Marii Britanii și Ucrainei, pentru că spun că au informații legate de faptul că aceste servicii ar fi fost implicate în atentatul care a avut loc săptămâna trecută în Moldova, în Rusia, scuze. Mai avem un deget, însă arată în direcția cealaltă, Ucraina spune, nu? Este un atentat pus la cale de serviciile secrete rusești. Este greu să ne lămurim între cele două posibile scenarii, însă cred că sunt departe de adevăr. Vom vedea în continuare reacția statului islamic, a organizației teroriste statului islamic. Statul islamic și-a asumat, e adevărat, nu în modul cel mai oficial, dar prin comunicatele de presă venite pe anumite agenții, statul islamic revendică un asemenea atentat. Modul de desfășurare este specific modului în care acționează statul islamic. Este și o zonă de interes pentru ei, ținând seama că Federația Rusă are o politică destul de anti-islamistă, dincolo de faptul că nu, islamiștii ceceni îi sunt alături lui Putin în războiul din Ucraina. Este greu de crezut că, pe de o parte, serviciile secrete ucrainiene, americane și britanice au pus la cale așa ceva, cum de altfel pot să spun că mi-este greu să cred că rușii și-au organizat un asemenea atentat. Trebuie să vedem în continuare, pentru mine punctul de analiză îl va constitui poziția organizației teroriste statul islamic. Ori asociază o acțiune teroristă statul islamic cu participarea serviciilor secrete occidentale, să înțelegem că se colaborează chiar la acest nivel, când organizația teroristă statul islamic este un dușman al lumii occidentale, dar în aceeași măsură și al Afganistanului și al Federației Ruse și de ce nu al Chinei. Pe partea cealaltă, Ucraina are această capacitate de a conlucra, pe partea cealaltă, Federația Rusă, iertați-mă, conlucrează cu statul islamic și sub legenda statului islamic realizează un asemenea atentat? Deocamdată, din partea organizației teroriste statul islamic, nu avem nicio poziționare. Ca atare aș lua de bun ceea ce spun ei. Este modul în care ne arătăm noi, faptul că nu suntem de acord cu politica Federației Ruse față de lumea islamică, față de problematica Asiei Centrale, cum de altfel nu sunt de acord nici cu modul în care lumea occidentală se raportează la lumea islamică. Domnule general, de altfel, vă rog. Există dovedită prin modul de operațiune al acestor jihadiști ideea că ei luptă până la moarte, se sacrifică nici măcar, adică moartea pentru ei nu este
ceva de ceea ce ar fugi. De ce în cazul acesta nu am avut de a face cu un astfel de mod de operare? Pentru că nici modul de operare n-a fost prin centuri explozive. Dacă se detona unul sau doi teroriști într-o sală de spectacole, nu știu dacă erau atâtea victime față de situația în care s-a deschis foc asupra. Mai sunt și alte acte teroriste, inclusiv a cecenilor, nu? Eu inițial am crezut că sunt cecenii, organizații teroriste de tip cecen, de sorgintă cecene, care au fost reactivate și care nu sunt de acord cu politica lui Putin. Dacă ne gândim asupra modului în care s-a acționat atacuri teroriste în Europa. Deci în Europa s-a acționat executându-se foc, nu neapărat producându-se acea sinucidere prin detonarea explozivului asupra purtătorului, asupra martirului, cum îl caracterizează organizațiile teroriste islamice. Ei nu au opus rezistență nici măcar la arestare? Nu au opus rezistență la arestare, sunt niște semne de întrebare, adică sunt de ambele părți. De ce se duceau spre Ucraina, vezi poziția Ucrainei, dar de ce au ajuns la aproape 400 de kilometri de Moscova și au fost prinși exact în momentul în care, spun rușii, erau pregătiți să treacă, nu, în Ucraina. De ce nu au fost prinși mult mai repede? Sunt multe semne de întrebare din acest punct de vedere. Dacă mergem pe anumite întrebări, începem să dăm crezare unui scenariu sau celuilalt, depinde de care parte a baricadei ne găsim. Și atunci nu putem să facem o analiză obiectivă. Uh-huh. Îmi repet și pot să susțin. Statul islamic și l-a asumat. Dacă era o asumare falsă, statul islamic dezmințea. Să vedem în continuare dacă vom mai avea reacția statului islamic. Și au mai fost atentate pe care statul islamic și le-a asumat. Unele nici nu au fost asumate imediat, au fost asumate la o săptămână sau două săptămâni după producerea acestuia. Apoi ridicarea gradului de alertă teroristă în state din vestul Europei, vest Franța. De ce au făcut-o? Sunt organizații teroriste sprijinite de Occident care acționează și în Franța? Nu. Pentru că nu, statul islamic a amenințat că vor continua asemenea acte teroriste, nu numai în Federația Rusă, ci și în alte state, în alte state occidentale. Statul islamic a fost nimicit, da, în proiectul său de Levant, în proiectul său Irak-Siria, tocmai printr-un concert al statelor occidentale, dar și al Federației Ruse, să nu uităm. A fost o acțiune comună. Nu a fost ușor să fie distrus statul islamic creat, care își crease capabilități militare chiar destul de considerabile. Și a fost o participare internațională. Asta nu înseamnă că statul islamic nu se activează. Este un paradox acum. Serviciile secrete americane, iau un singur exemplu, ar trebui să colaboreze cu serviciile secrete afgane în lupta împotriva statului islamic. Statul islamic fiind foarte activ și producând acte teroriste, inclusiv pe teritoriul Afganistanului.